Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din World of Warcraft Legion Leveling aici cu Balnaș. Oameni buni, dacă vă întrebați ce e pe capul meu, avem pe micuțul Pepe, Illidari Pepe, care era această abilitate, știți că m-ați întrebat de câteva ori, bă, dar ce abilitate, tu nu ești Demon Hunter sau chestia genul ăsta? E bine, e o abilitate, e o jucărie pe care, da, ăsta e un Demon Hunter să o ai. Și am activat-o așa din greșeală și mi-am să aminte. Oh shit, aveam chestia asta pe bară și nu am să aminte. Ce am aici? Trebuie să batem ceva. Oh. Să batem și berberițe de astea așa, nu știu ce sunt ele ca și bestii, sunt niște ciorogârle de astea. Mamă, ce lăcuste. Ce lăcuste afurisite acum văd, sunt foarte agitate. Buried equipment. Ah, văzusem acolo niște, era o sapă parcă băgată în pământ, nu? Asta vrea el de la mine. Da, trebuie să iau sapa asta de aici. O bucată sapă. A, deci nu trebuie să mă dau jos de pe mamă, pot să iau și din aer. Nice. Bine, mă dau jos de aici că am nevoie să bat din ăștia, nu de altceva. Fush. Chiar asta vreau să dau cu un val de lovituri în capul ăstora. Mamă, stai că a venit ăsta aici, fii atent. And boing. Amă. Dar da, așa mă aștept să dea un critical de la mare abilitatea și nu dă până la urmă. Ceapa ta de creatură. Ceapa ta de șoarec. Că fugi așa departe de mine. Șoarec obosit ce ești tu. Atât. Avem și de aici. Doing. Oh, șobolani ăștia sunt destul de ciudat. Știu că avem o grămadă de ăștia într-un dungeon prin zona asta, dacă s-a menționat că aminte. Oh! Și unul mai mare pe aici. Și ar fi și mai culmea să-i facă pe ăștia Allied Race. Ăștia chiar nu-i povedea ca pe niște Allied Race-uri. Adică nu au nimic ce să-i facă să funcționeze. Adică armurile nu ar merge pe ei. Animații n-ar merge pe ei. Și cred că în afară de Warrior sau Hunter nu cred că pot fi altceva că sunt așa de înapoiați. Oh my god. Dar știu că sunt o tonă de meme-uri legate de figurele astea cu Allied Race-urile acum. Gen orice poate fi un Allied Race dacă vrei neapărat. Ok, trebuie să-l bagi și pe ăsta. Ah, deci nu e un boss sau ceva. Asta am crezut că e un boss sau ceva, dar e pur și simplu un large vermin. Ok, dar spune ceva de ăștia nu. De ăștia mici mai am de bătut, de ăștia mici nu mai am de bătut, mai am de bătut un de ăsta. Îl ținem pe Pepe pe capul nostru să se ocupe de supervizarea activității aici, ca să se asigure că nu dăm greș. Doing. Atât și mai avem astea. Și te-ai dus. Nice. Și mai avem acum spictul, nu știu, cu tare și cu tare. Hai să ce aici, că văd că sunt alte chestii care ne punem să ne învârtim prea departe. Și că aveam un calup de quest-uri eternat pe aici și de-aia zic. It's a watermelon! It's a watermelon! Ok, trebuie să mai vând din chestii totuși că... Cam e ceva pe aici. Does the farmland belong to you? Mă gă că se schimbă muzica aici. Greetings, wanderer. Oh, poveste. So, tell me of your troubles. Do any of you know where the hidden master lives? Ken. I am pretty sure that is why he is called the hidden master, Lin. Oh, sorry. So, where should we search first? I don't know. Doar văd că mi-ați dat 11 miliarde de quest-uri, asta e partea alaltă. Ok, m-am zis eu, Pandaria are quest-uri așa și de multe și gândite bine. Super, ce avem aici? A, e quest-ul cu ridichile și cu marmotele, că trebuie să pocnim marmotele să nu mănânce ridichile, da. Travel safe. Cam mă simt așa rău. Ba, nu-mi place. You bitch! Nu vrea să le omorâm, vrea doar să le pocnim încât să plece de aici, dar mică dacă le dai acolo n-ai niciun stres. Hai Pepe! Trebuie să umplem găurile. Măi, ca sara ce manut. Ești bă de acilea. Doamne, le dai un șpiț la marmotele alea, știi cum se duc? Mai rău ca în FIFA, știi când era la cușutul ăla meteorit sau ceva. În FIFA 2000 World Cup sau ceva, 2006 World Cup sau 2004. Știu că era număr par. Nu știu exact cum era. Mă, ce face asta lângă mine? Ieși, mă!
Ok, am să mai umplem niște găuri, hai să dăm un speech la ăsta. Dar cât de nașpa mă face să mă simt chestia asta, dar îmi place și aceea, știi, adică doar sunetul pe care îl face. Când dai ura și zice la mama naibii. De-aia am și jucărie cu chestia aia, să-i dai un șpiț la chestia asta. Ia vine un cacetul. Greetings. Da, aia e jucăria pe care o am deja. Pontable marmot. Ia și aici ce avem de făcut? Stolen tulip. A, aici trebuie să ne luăm ridicule înapoi. Bă, să vă frec. Să intrăm în găoz. Să-mi iau ridicule, ia uite-mi ridicule. Bă, ce găozare ăștia, mă. Mi-ați luat ridichilii! Mamă, dar le dau la ăștia aici, dar le luăm și noi ridichilele înapoi sau ce facem? Adică de-aia am dat buff cu motiv să-mi iau ridichile înapoi. Bă, bulangiumic ce ești! Bă, nice, dungeon. Minutul 6, poate facem și level-ul mai hardcore acum. Tot. Ah. Bine, îmi place Mogushan Palace. Nu e nasol. Asta chiar e un dungeon destul de ok și rapid. Hai, da. Tancu, stai să dau buff-urile alea. Ia, dă-le. Tell me of your travels. Mama, acum trebuie să mă gândesc că mai toată lumea are aproape toate abilitățile, deci treaba o să meargă mult mai bine acum cu ăștia. Îți facem dungeon. Ieși mă de aici. Îți pare că aici am doar de bătut niște indivizi, n-am nimic special de făcut. Adunăm mă pe toți că-i spargem, ești culmea. Nu e fost să irosim aici abilități degeaba și chestia. Fac prea târziu, de ok. Dator la cât de stun acolo așa. Mamă, ce mă bat ăștia DPS, lol. Aie, mă. Mă bat ăștia DPS, n-am ce să le fac. Dăm jos pe Pepe, de aici nu mai supervizează el acum. Trebuie să dau și cu Avenging Raptor sau ceva ca să fie treaba. Bine, dar cred că cel mai bine îl păstesc pentru boss și Avenging Raptor decât să-l dau aiurea. Ah, shit, m-a trăznit. Nu merge. Nu merge abilitatea de netrăznire. Sau cel puțin de scos chestii nasoale. I need to target something first. Ok, dar acum avem pe aia de aici, parcă ăștia sunt oricum easy ca și boss. Hai, dam. Ce mișto arată Mog ăștia. Even the god you give me in tribute can't keep these lesser beings from my palace. Nay, prove yourself now, dear these intruders. The clan who brings me their heads will have my favor. We have my favor. And Karges will demonstrate why only the strong deserve to stand. Vino, bă, bulangiule, încoace. Îl dau să sară, hai că am și eu de la. Asta parcă își chema câinele, nu? Sau nu, celălalt era cu câinele. L-am adormit grav. Vă dau acum să știți care e manevra. Cred că nu era bine că mi-am dat drumul așa cu toate abilitățile din prima. Da, merge. Nu-i bai. Hai că la OE o duce mai bine. What the fuck? Ce-a căzut ăla pe jos? Nu știu ce-a pățit mai exact, dar s-a cam adunat de pe jos. Bă, dar sunt și eu pe jos acum, văd. De ce sunt pe jos? Ai urcat ăsta pe mine. FMM. Dă-te, mă, de pe mine. Uses his ability. We'll never surrender our right to next. Rule the destiny of our people. Hi, Ming. Clan Hathach will show all my day how the truest of Mogu. Oh, mai încetează, te rog frumos. Te faci de râs în fața prietenilor tăi, bă. De la naiba cu tine. Gata.
Încă de-am înțeles, ăștia mogul încă sunt puși pe vechiul stil, că... pe clanul, știi, pe ideea de clanuri, că un clan e mai puteți să neapărat să conducă și trebuie să dovedească chestia asta, că prin cât de puternici sunt ei și drăcii și tot așa. Și atunci îți pare destul de fain. Ok, și acum trebuie să încerc. Stai mă, pleacă de aici! Știu cum ai... Mam! Atât. Și pe ăsta. Mamă, știu că de la șopârile astea trebuie să stai să farmezi o dată un mount. E un world boss care îți dădea un mount. Sincer nu-mi place mountul ăla, nașpa. Pentru că e pur și simplu un ground mount, nu e ceva zburător ca la Shao of Anger. Ăla era mișto. Tu da biddings. Aia se baca proști acolo. But we are not fools. Oh, Marcus Death Knight, frate, așa de departe. For the glory of our king, our empire, we will put you all down. We are Mogu. Make Mogushan great again. Bine, s-a ceva aproape, nu neapărat în aceeași ordine de idei, dar înțelegeți la ce mă refer. Make the Mogu great again. Oh, dar împar ciocanii. Nu, deci judgmentul ăla, cu cât se împarte mai mult, cu atât dă mai mult damage, mă jur. Nu știu dacă e așa, din cauza vreunei pasive pe care am ales-o, dar... Dă prea mișto și-mi place. În față mă simt așa fericit pe dinăutru, pentru că văd că foarte bine că dă. Ok, ce avem aici? Madkin Balance. Ah, trebuie să furăm comorile alea, I remember. Oricum le luăm pe, îi luăm pe ambii, bă, las-o așa. Adică vreau balanța. Să nu spui că ăștia-s de aia care vor să sărim direct jos și nu facem quest-ul. Okay. Ale lași pe aici, hai să zicem. Bă, eu practic nu l-am atacat, dar ok, dacă voi vreți. Sau și probabil că m-am apropiat de el și de-aia. Da, văd că mai au și alții de făcut quest-ul, gen nu sunt atât de autiști. Ok, uite cum moară aici. What? There is no loot. Probabil trebuie să aștept sau ceva. There is no loot. Păi și cum fac quest-ul? Stai checheț. A mers. Lol. Lul? Să aștepți puțin pentru respawn, probabil. Ah, nice, uite că merge. Hai zic că e un pic de respawn sau ce. Mamă, dar mai vezi și pe partea de altă una. I must get closer. Jap. O, mai avem un Life Force Drenai? Cine e? Drenai Priest. Lions, Pandaren, Monk. Oh, Mage-ul e Life Force Drenai. Nu știu câta range-ul ai acum cu chestia aia, dar... Interesant că văd un priest făcând chestia asta. A, uite ce este acolo. Mamă, la... Wow, Mage-ul ai în bulangiu, se duce doar pentru ce e interesul lui. Zisă bobiță care face exact aceeași chestie. A player has left your group. Wow. Wow, rude cuck. Ne-a plecat un DPS, vă, că... Bă, hai să luăm și aia de aici, nu fiți cizdulici. Dacă tot am ajuns aici, să terminăm și cu partea asta. Stai că e mai încolo, pit. Ce-a rămas pristul acolo? Asta e întrebare foarte bună. Bă, deci domnului lipsește fix un DPS. What the fuck? Ok, una, termină cu asta. Domnule tank, te așteptăm jos, dacă ai cine a venit? A venit un Shadow Priest? Mamă, Shadow Priest. N-am mai văzut ăștia până acum. Share quest, please. Acum sper că pot să-i dau share. Sper că le-a primit totuși. Alea, da, i-a mai dat cineva share, ok. Nice.
Oh, ce față de supărat are Light Forge Draenor meu, că se uită așa, oh, să te lovesc cu această sabie care arată oribil. Și face treaba. Stai că mai trebuie să așteptăm după prisul ăla să-și ia chestia. Zic că putem începe, că oricum nu se închide nimica pe aici. Și toată n-ai, mă. Stop them! Ciu, 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 direct cu de-alea. Oh, la la. Dă-i cu tot ce avea. Mama, a venit Shadow și s-a aruncat ăla de sus acolo ca nebunul. Nici n-a stat la discuție, a zis, nou boss, eu vin să mă bag aici, întreabă. Direct în pâine, mama, nebun. Nu știu, eu dau aici ca nebunul, eu dau în tot ce prind, dau și rup capete. Nu știu pe care ar trebui să facem focus acum, dar să zicem. Nu prea afectat aia într-un fel sau altul. Stai că mai vine acum cineva cu damage-ul. Slay them! Oh my god, ăsta e boss-ul. Trebuie să batem boss-ul mai întâi, bă. Nope, ei, oh my god, rezist la stun-uri. Mor, bă, jegosule! Nice. Such a waste. Mama, gold! You hear noise coming from the elevator shaft. Da, și ultimul boss. Bă, ce dungeon scurt! Cât mi-a luat? Mi-a luat 5 minute și am văzut deja 75% din dungeon într-un fel sau altul. Și am trenat și un quest. Nice! Asta înseamnă că sunt dat de... Bine, s-a trebuit să nu-mi dea foarte mult. 58.000, asta înseamnă va 3 quest-uri. N-au scăzut o leacă mai tare, echivalentul ăsta de XP, ce drept. Bă, după figura cu liftul din Antorus, eu nu mai o bag sub lifturi. Să fie clar. Deci, pe figura aia, parcă am așa mici rețineri. Am ce gașcă de dubioși, toți ăștia, 2-3 cu heirloom. Și eu cu ăsta aici, suntem, like, ok. Bine, vrem să și păcălim, să nu zică cumva că, oh, god, nu știu ce chestie genul ăsta, că... să zică că suntem plebi sau ceva. Acum am primit ceva notificare că vai doamne Terra face ceva colaborare în sau colaborare, face ceva tematic de Attack on Titan Terra. Acel MMO gratis care s-a dus dracu pentru că n-au știut cum să-și managereze treburile. Dăm o țără de chiorală. Cineva i-a tras pe toți în mama dracu, e ok. Cred că avea ținta pe unul și când a dat grip în ăla, pentru că mass grip-ul funcționează într-un fel mai dubios. Trebuie să dai ținta pe cineva și în acea țintă se trag toți. De-aia și probabil că s-a dat pe lângă. Mamă, îmi place guild-ul ăsta, Seven Deadly Sins. Trebuie să mă uit la anime-ul ăla. Imagination. One. Oh, dar dau bine, frate, cu ăsta, nu pot să zic, nu. Acolo la început a fost treaba, că era altfel de DPS. Acea iurea că a ieșit ăla și-a luat quest-ul și l-a terminat. Și a zis, fuck it, nu mă interesează altceva. Nici nu am uitat ce level avea, probabil avea 89 și a zis, bă, mai trebuie fix un quest ca să fac o 90, ce rost are să stau. Nu știu, 86, 87. Da, e cel mai tare în level-ul mage-ul, are 87. Bine, nici eu nu sunt foarte departe de el, așa că pot să mă lipesc de ideea asta. Dăm aici cu tot ce avem în băiatul ăsta. Dăm și cu ciocane ca să prindă. Pot să... Ba da, pot să-i dai interrupt. Cum nu știu dacă m-am sincronizat eu cu el sau am dat interrupt. Oh my god. Fă ceva, vă, că îi adun pe toți. Dacă săracul tank nu prea știe ce vrea să facă. Hai, de cât damage o să pot plusa eu acum pe gagiul ăsta de boss? I require a target. Hai, să adul, mă. I must get closer. You are not the first to challenge me, peons. Iha.
Yeah, get the fuck out, big boy! Damage cu kill-ul! Cu kill-ul, bă, băiatule! A, nu mai am wing-urile, adio wing-uri. Bă, da, totuși, prin niște criticale destul de zdravene, da, pe single target mă bate mage-ul, că n-am cum să mă dau șmecher ca el. Pain! O, car priest e un ratat. Mă așteptam la priest să dea vreun fail sau cineva. Oh, sunt curios cum o să fie gameplay după ce noile legi de gameplay se aplică cu cooldown-ul ăla. Zdem cât de încet o să fiu atunci. Am omoră dată. Why won't you die? Oh shit, inel. 59% upgrade. Nice. Nice. Luăm și aici ce ne trebuie și putem termina cu ăsta aici. Oh, ne-a dat ceva XP. Și mai termin cu ăsta aici puțin, termin și cu ăsta aici puțin și aici. Super! Hai că am făcut ceva progres. Not bad. Bine, nu știu acum sigur dacă o să fac level neapărat pe video, dar... I will try. Să vedem ce -mi iese. Oh my god, bă, ce dă ăla. Vrează că ăștia fug. Și... dacă nu-i execuți pe bulangii, ți-o iei. 5 din 5 ridichi am luat. Gata, pa, bă, dă-vă în pana mea. Nu vă mai văd. Ok, acum am treabă încolo. Aoleu, merele. Fucking mere. Nu mere, mere, auzi, bă, aoleu, doamne, bobiță, mere și aia pepeni. Eram așa, mă gândeam la ceva, nu știu de ce, și apoi mi-a trezit cuvântul mere, zice, am zis că erau verzi. Hai de că, bă, cum zici, bă, mere? Mă, și heal-ui totuși, că, pana mea, nu-ți mai poate, mere. Bobiță vede pepeni, zice mere, doamne, sfinte, dă mă, să te treabă, bă. Ok, hai să vedem merele. No, mi-a apărut ceva pe telefon și cred că era ceva cu mărș. Merele. Oh my god. Stolen watermelon. Ăștia vor să facă din pepen, vor să facă bărci pe bune. Ce animale de cârtițe, bă. Cârtițele de pe vremea mea pur și simplu luau pepeni și aia își vedeau de treabă, dar nu făceau bărci din ele. Gonna need more boats. Fuck you. Merele. Ar trebui să mergem și aici totuși la... la ăsta. Bine, de fapt să mă duc la Vale Star care e sus. Stai, Vale Star e... a, niște neci cu roșu. Era doar de pet level. Dude, n-am ați am adus mere... pepeni. I got the watermelon. Next one is the watermelon. Bă, 2% upgrade, e un upgrade deja. I got the watermelon. Ok, să închem și cu băieții ăștia. Stare problemă cu mai mulți. Produce, complete, bring ang. Stai, ce? Launch. Oh! Oh, e questul ăla. Sai ce? Sai mai știu cum trebuie să fac aici. Ah, trebuie să le colecționez chestiile. Luăm pink tulip. Luăm ăsta și cazanul. Și acum trebuie să facem o chestie cu figura asta. Deci tu. Hit it softly. Te slovească ridichea softly.
Hit average power. You hit the watermelon, go boom. Hard as possible. Whew. Mamă, ce s-a dus! You hit strong. Ah, deci mai trebuie să rezolvăm cu Ridichia și cu Pepenele. Deci Pepenele e mai slab decât Ridichie, pentru că... aparent se sparge mai ușor. Who knew? Who knew? Da, așa facem livrări în Pandaria, boys. Hit it average power. S-a dus? S-a dus, ia uite-o! Wiu! Hit it very softly. Doing. Vai de capul meu, cu asta mi s-a părut fain și pe oare că știi că l-am văzut și acum cu figura asta. Hai să facem livrări, băieți, trimitem lijer vreo de-asta acolo. Vă livrăm mâncarea instant, bam bam. Cum ar fi să vă livreze cineva mâncarea în felul ăsta? Să pună călarea pe chestii, să dea un șpiț sau ceva. Oh my god, Lily și Chen să joacă cu porcii. Când nu, să știi ce-o. Hello. Pleacă așa fără mine. Bă, câte quest-uri, frate. Come on, Uncle Chen. What are we waiting for? Tell me of your trouble. Aoleu, Lily e foarte, foarte agitată. Hai, Chen, coaie, hai să mergem. Stăm atâta, dar... Chen e ce zi, nee. Oh my god, atât pe Stan, pe Gian. La pe Gian. Greetings, friend of the Grummels. The path leads to Kunlai Summit. Summit. Așa. Oh, de ăștia trebuie să bat. Uite că am și de ăștia. Oh my god, e smelly. E împuțitul. Împuțitul. Aaa, e cu dălea că pică sau nu pică. Fuck. Am apă împuțitul. I am out of range. I am out of my range. Do you know the way? Do you know the range of the power? Atât s-a dus ăsta. Pam, panam, panam, pam. Așa de aici. Bă, dar nu pică, mă, de la furisițe ăștia, mă, deloc. Nu, că mă jur că iau vreo 3 de alea și le bat deodată, să vedem ce zice. Dacă nici de acolo nu mai pică, deja mă supăr pe el. Too far away. Mamă, zici că se neacă cu nisipul ăla. Tăt. Hai că trebuie să dau zoom ca să văd mai bine unde ce mă bat. Dacă nu-mi dă și mie măcar două bucăți, fac spume aici. Mamă, dar dă. Mamă, dar dă. O bucată. Hai, bă. O bucată. Atât de multe șopârle bătute și îmi dai o bucată. Aoleu, te-ți bași și țestoase? Ok, fie. Bring in the țestoase. Oh, că bag cu shield-ul de ăla direct, n-am stres. Le văd și mai bine de sus, ce drept. Oh my god, stai că dau cu abilități de rele lor, ce fac țestoase astea? Fuck off. I do not have a target. Șai, șu, nu? I must get closer. Hai că da bine. Încă puțin, mai trebuie 10, probabil 20 situații și sunt gata. Bă, ar trebui să mai mă heal-ui și eu că nu prea o duc foarte bine. De-aia, să mă ocup de-asta. Două bucăți din patru. Știu că mereu am avut treabă cu partea asta, că am mai făcut questing aici și mereu am avut treabă cu... cu creaturile astea, așa că nu-mi dădeau ce voiam eu. Dădeau foarte greu. De-aia de obicei tind să adun la grămadă, că așa mai cresc speranțele. E... oh, mi-a dat mai mult decât are nevoie. Vine cu acea ling. Nu știu ce ling și tu, dar... ok. Ia să vedem noi aici, unde mai e. Uite, unul.
Direct după el, nici nu las să respire, îi dau cu toporul din aer, știi, numai să-l iau. Bă, dacă dădeai și bucată de aer, era superb. Toing. Ha, bă, bulangiu mic, ce ești? Dă odată, ce-am eu nevoie. Mamă, nici că ar da ăștia ce-am nevoie. Nu! Nu dă. Ia să vedem aici. Hai că l-am scos și pe ăsta. Mamă, 3 din 4. Leșan! Dă-mi o dată, bă, ce am nevoie, nu fi scârbă. Creatură scârboasă ce ești, dă ce am nevoie o dată și mori. Fă-ți un serviciu și mori. I require a target. Aia zic, gata. M-a auzit că am amenințat-o și azi gata, clar, hai să dau ăsta că pare puțin că am disperat băiatul ăsta așa. N-am, mă, ți-am adus lucrurile. Greetings, wanderer. Ia, de ce le dăm casca aia, că o să o vând oricum. Plit. Jade Serpent Guide. What the fuck, le-a aruncat bacon și le-am mai aruncat, e ok. Yay, mi-a dat o oaie. Super. Mai bun, cam asta ar trebui acest video din World of Warcraft Legion Leveling. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videouri de genul acesta, tot ce vă rog este să nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!